Bun găsit, române! Azi facem o incursiune peste Prut. Pentru că sloganul, citez, Basarabia e România, am încheiat citatul, este tot mai folosit pe zi ce trece, azi mergem puțin în lumea publicității moldovenești. Doamnelor și domnilor, v-am pregătit un spot publicitar, o operă de artă de mare, mare angajament. Trebuie să ne alimentăm, ca de obicei la... Îmi place atmosfera acolo. Pentru mine este importantă calitatea. Da, da, mergem acolo, dați-o țire cu trenadorul tu mașină. Bună ziua, ca de obicei? Da, mulțumesc. Asta-i pentru tine de la... Mulțumesc, dragul meu! Da, știu. Surprinzător și nedrept, acest clip publicitar încă nu a câștigat niciun premiu. Dar viitorul sună bine. Se va face dreptate, sunt sigur. Ei bine, haideți să vedem ce nu este la locul lui în clipul ăsta. Trebuie să ne alimentăm. Păi da, și noi folosim expresia să ne alimentăm, dar ne referim la ceva cu conținut alcoolic și, în general, este o vorbă mai mult bărbătească. Ok? Ne-am înțeles asta. Bun. Ia să vedem acum de ce mergem la o anumită benzinărie doar. Ca de obicei la... Îmi place atmosfera acolo. Sincer, n-am văzut niciodată o benzinărie cu discotecă. Dar cine știe ce s-a întâmplat prin Moldova și nu știm noi. Altfel, e o atmosferă deosebită la benzinărie, sunt convins. Păi, cui nu i-ar plăcea pistoale cu benzină, pompe, aer curat? Mă rog, ia să vedem ce zice șoferul, pentru că intervine și el. Pentru mine este importantă calitatea. Dar bineînțeles, suntem prea săraci să ne permitem lucruri ieftine. Juniorul ce părere are? Da, da, mergem acolo, dați-o țire cu trenadorul tu mașină. Fiecare cu cel doare. Dar auzi, tu de ce nu porți centură? Ha? Ha? Mă rog, odată ajungi la pompă, ei bine, doar aici începe spectacolul. Bună ziua, ca de obicei? Da, mulțumesc. Ok, deci ce să înțelegem noi de aici? Asta e o benzinărie cu 4 clienți și angajatul deja le știe tabieturile și preferințele fiecăruia dintre cei 4 clienți? De încredere! De acolo alimentăm de acum, doar de acolo! Și acum mergem frumos la casă, răzuim un tichet primit în baza bonului și câștigăm un termos! Wow, ce o să se mai bucure soția pentru un termos de 7 lei, iar noi umblăm în mașina asta scumpă! Dar stop! Pentru că acum urmează cea mai bună actriță din lume! Asta-i pentru tine de la de... Mulțumesc, dragul meu! Minunat! Sincer, dacă lumea ar fi să țină cont cu adevărat de spotul ăsta publicitar, cred că la ei ar alimenta doar trabanturi. Totul este o minciună în spotul ăsta. Vocile sunt sincronizate în studio, după cum vedeți, iată. Pentru mine este importantă calitatea. Replicile sunt luate din cărțile de colorat. Ca de obicei la... Îmi place atmosfera acolo. Dar cea mai mare discrepanță din spotul ăsta a trecut de fapt neobservată. N-ați prins-o? Chiar aici, stop! 12 litri? Namila asta ați alimentat-o voi cu doar 12 litri? Păi la mașina asta, la 12 litri, nici nu se ridică acul. Dar mă rog, la final avem două vești, una proastă și una bună. Vestea proastă este că, după cum puteți observa, în Republica Moldova, benzina este foarte scumpă. Vestea bună este că cei 15 lei moldovenești valorează cam 3 lei și ceva românești. Acestea fiind spuse, vă primim cu brațele deschise, dragi moldoveni. Așa să ne ajute Dumnezeu!